am trei filme care sunt trei clipuri puse la dispoziție de Conferinţa pentru Familie de la nivel central, care a inițiat acum 3 ani de zile acest revers important. A început în noiembrie 2015 inițierea acestui demers. În 2016, Curtea Constituțională spune da, este constituțional acest demers. La un an, pe, în 2017, pe 9 mai, Camera Deputaților a adoptat acest proiect de lege, să zic așa, iar pe 11 septembrie, din mila lui Dumnezeu, Camera Senatului a spus da, acest referendum va avea loc. Și va avea loc peste câteva zile. Și dacă fiecare dintre noi avem disponibilitatea un minut să mai mișcăm inimile și să mai convingem, pentru că în jurul nostru mai sunt oameni dezinformați, oameni nehotărâți, eu cred că împreună o putem face. Ce se întâmplă la Bacău, să zic așa, este o comunicare strânsă între Coaliția pentru Familie, voluntari și preoții din biserici. Colaborăm foarte bine. Voluntarii se sacrifică zilnic și ies pe străzi. Mergem cu caravane. Încercăm să încercăm să convingem cât mai mult, să emoționăm cât mai mult și să fim victorioși duminică, seara, 7 octombrie. Conferința din această seară va debuta cu o prezentare a domnului sociolog Marius Apopei despre ideologia de gen. Acest fenomen care încet, încet se face prezent în manualele școlare, în foarte multe publicații, dat fiind că, din păcate, în anul 2016 România a ratificat Convenția de la Istanbul, un document care produce efecte de atunci, iar dacă Constituția României nu va specifica clar definiția căsătoriei, aceste efecte vor fi, ale ideologiei, vor fi mult mai profunde în manualele copiilor, în toate publicațiile din mass media și efectele sunt dezastroase. O să ne invit pe domnul sociolog Marius Apopei să se alăture mie și să-și prezinte ceea ce a propus. După care o să mai avem invitat pe domnul scriitor și publicist Marius Ordechioaia, o să-și prezinte și dumnealui tema care și-a propus-o. După care dorim să avem întrebări din partea dumneavoastră, propuneri, recomandări, totul care face referire la ce se discută, dar și la referendumul din 6-7 octombrie. Mulțumesc tare mult și să avem o seară frumoasă împreună. Doritori cum am fost și eu și un alt și un grup de apropiați care de mulți ani, peste 10 ani, luptăm pe zona asta a societății civile cu ceea ce nu se pune în față. Mă uitam la materialul video și am văzut acolo că doi bărbați pot înfia în anumite locuri, pot înfia copii, se întâmplă în alte state. Lucrul ăsta, cumva, acum e destul de depășit în multe țări, pentru că astăzi se pune problema de a legaliza și lucruri mai neferești decât ați văzut. Numai decât zilele trecute, în Canada, s-a votat o lege care permite
oamenilor, din punct de vedere legal, să se împreuneze cu animalele. Da? Poate părea șocant, dar aici s-a ajuns. Apoi, state precum Canada sau Franța își pun problema astăzi dacă e bine să renunțe sau să coboare cât mai jos, să coboare vârsta pentru consimțământul, pentru a avea relații trupești. Motivația lor este că dacă acel copil este suficient de înțelegător cu ceea ce se petrece în el și dacă îi place un asemenea act, nu e nicio problemă. Acestea sunt cele mai de pe vârf, să spunem, lucruri care vin peste noi. Există un model, zice, un pattern, există o matriță după care multe state din Occident au introdus acest tip de comportament în legislația lor. Cu anii în urmă, ONG-urile, mai ales cele din zona creștină, având o moralitate, să spun, măcar o moralitate, dar cum și o trăire mai adâncă legată de relațiile dintr-o familie sau relații dintre oameni, au sesizat că se întâmplă lucruri neferești și au început să ia atitudine, au început să se miște pentru a nu ajunge și la noi așa ceva. Dar, dacă astăzi vorbim de anumite legi intrate în vigoare în alte state și inclusiv și la noi, înainte ca aceste legi să intre în vigoare, ONG-uri, organizații non-guvernamentale din străinătate, au lucrat cumva mai pe nevăzute și prin proiecte, programe, inițiate cu instituții cheie ale statului, Ministerul Învățământului, al Culturii, au introdus diverse tipuri de formări pentru a sensibiliza lumea și copiii mai ales pentru ce aveau să promoveze. Astfel că avem, spre exemplu, o lege a protecției copilului din 2004, unde la articolul 46 dintr-o lege cu 150 de articole, un punct oarecare a aruncat acolo în lege, punctul I, articolul 46, spune că statul se obligă să introducă în educație elemente de educație pentru sănătate și educație sexuală la școlile primare, gimnaziale. Asta în legea protecției copilului. A trecut neobservat lucrul ăsta ani de zile, până acum 3-4 ani, când tot așa niște ONG-uri au venit la Ministerul Educației și au solicitat să apară în manuale informații legate de educație sexuală pentru copii, de la vârste cât mai de jos. Juriștii de la Ministerul Educației au spus, dar nu putem face lucrul ăsta. Ar fi și ilegal să stricăm inocența copilului. Și cum e ilegal? Legea prevede. Și au spus legea protecției copilului, s-au uitat și legea și au văzut că așa este. Deci un lucru aruncat într-o lege colaterală învățământului își face efecte în învățământ. Și astfel avem astăzi manuale la școală, manuale de clasa a doua, de clasa a treia, de clasa a cincea, a șaptea. Spun asta că avem exemple cu extracții din manualele respective. Avem și niște poze, am dat acolo, dacă e nevoie, ne uităm. Dar vă spun, manual de clasa a treia, în care copilul este provocat, este stimulat să-și descopere o altă identitate decât cea cu care s-a născut. Se naște băiat, se naște fată și el este într-un mod ludic, așa, într-un mod prin povești, învățat că nu trebuie să fii băiat toată viața dacă te-ai născut băiat. Poți să-ți alegi tu ce să fii. Acolo varianta era că poți să-ți alegi să fii și fată. Dar experiența din alte state ne arată că nu se limitează la asta. Pentru că sunt, la momentul actual, nu știu, peste 140 de forme
de exprimare a genului. Adică, în afară de bărbați și femeie, există încă 140 și ceva de genuri. Da? Mintea noastră s-ar putea nici să nu o poată cuprinde s-au putut imagina de către cei care au făcut așa ceva. Spre exemplu, la un moment dat spunea oamenii să vedea că o doamnă intrată în depresie, se uita pe fereastră și se îndrăgostește de piatra din fața casei. Pentru că s-a simțit bine așa, a luat piatra și s-a dus la starea civilă, s-a căsătorit cu piatra. Da? Trecând peste asta, în manualele școlare, în afară de cazul care l-am spus, spre exemplu, clasa a 7-a, la manualul de educație civică, se spune că o căsătorie dintre un bărbat și o femeie este ceva depășit, ceva pierdut în timp, medieval, iar astăzi, undeva între 7 și 10% din populație mai acceptă acest tip de relație. Și că ar trebui să ne gândim și la alte variante de conviețuire, la alte variante de a constitui o familie, de a ne căsători. Acesta este terenul pe care a venit inițiativa unor persoane fizice, a unor intelectuali, artiști, oameni din societatea civilă, care, la un moment dat, și-au dat mâna 16 persoane și au făcut o inițiativă cetățenească, în baza legii inițiativelor cetățenești, și-au propus această modificare din Constituția României, la articolul 48, ca un cuvânt ce exprimă soții, referitor la căsătorie, să fie înlocuit cu un bărbat și o femeie. Nimic mai mult. Acești 16 oameni au parcurs pentru început un demers legal de avizare, de autorizare a inițiativei lor, după care au început să caute sprijin la societatea civilă, societatea civilă creștină fiind prima care s-a aliat dorinței lor de modificare a Constituției și, spre sfârșitul anului 2015, a început un demers de strângere de semnături. În primăvara anului 2016 s-a încheiat. S-au strâns cu mult mai multe semnături decât era nevoie în lege. Și astfel avem astăzi cele vestite de 3 milioane de persoane care au votat pentru dorința de a modifica Constituția. Curtea Constituțională pe cale de consecință, ca așa prevede și legea inițiativului cetățenești și legea referendumului, Curtea Constituțională s-a pronunțat pozitiv, negăsind niciun motiv de a nu da curs acestei inițiative cetățenești, nici măcar motive de discriminare a cuiva. Iar după decizia Curții Constituționale, statul român, reprezentat de Parlament, trebuia să stabilească, așa spune, să stabilească data referendumului. Ei, lucrul ăsta nu s-a petrecut foarte repede. Noi ne-am fi dorit de atunci, de primăvara, din vara în 2016, când nu era la putere guvernarea care este acum. Lucrul ăsta nu s-a petrecut nici până la sfârșitul anului 2016, deși nu existau motive legale pentru a refuza această inițiativă. Lucrurile s-au tergiversat, au diverse alte modificări, inclusiv pe legislația referendumului, și contestații făcute de diverse organizații, de diverse instituții ale statului, contestații pe inițiativa cetățenească, contestații pe legea referendumului. Și într-un târziu, epuizând toate motivațiile, toate motivele legale, ori nelegale, de a bloca acest demers,
Deci, într-un târziu, nemai având alte blocaje de găsit, Parlamentul s-a hotărât în vara acestui an să aprobe acest referendum. De asta ne aflăm în momentul de acum. Am făcut un scurt parcurs a acestei inițiative legislative pentru a se vedea că au fost și niște motivații extrinseci și motivații intrinseci care au dus la nevoia unei astfel de inițiative. De ce a durat atât? De ce suntem într-un moment în care se spune că nu știu ce conducerea statului a validat acest referendum sau a permis să se facă acest referendum și că ar fi un apanaj politic? Nu. Este pur și simplu o inițiativă cetățenească plecată de la ceea ce am zis, de la motivația acestea. Și suntem astăzi în momentul când mai avem două-trei zile până la referendum. În spatele la tot ceea ce vorbim noi astăzi despre educația de gen, educația de gen însemnând mai mult decât educația biologică pentru a distinge, sau anatomică pentru a distinge într-un bărbat și o femeie. Educația de gen este un concept, este o ideologie apărută de câțiva zeci de ani și această ideologie, ca multe alte ideologii, s-a dorit a se transforma și într-o dimensiune mai aplicată. Ei, ideologia de gen a și reușit. Pentru că avem astăzi o convenție de la Istanbul, despre care ați auzit mai înainte, ratificată de statul român în 2016, dar ea este din 2011. Această convenție de la Istanbul, că acolo s-a semnat reprezentanții statelor europene, deci nu a Uniunii Europene, a Europei, s-au întâlnit la Istanbul și au semnat acest tratat, această convenție. În această convenție, o ideologie, ideologia de gen, devine normă juridică. Normă juridică care spune așa. Nu există doar o diferențiere între bărbați și femei din punct de vedere biologic, anatomic, genetic, cum vreți să-i spune. Există și un gen care ți-l alegi. Un gen care poate fi astăzi unul, mâine altul. Mă pot hotărâ să mă simt bărbat sau femeie în funcție de cum m-am trezit dimineața, în funcție de cum vreau să desfășor viața. Și sub o etichetă frumoasă, așa, elegantă, acestei convenții de la Istanbul, care se numește Convenție împotriva violenței domestice, violenței în familie, un lucru așa, lăudabil și la care au aderat toate statele, măcar pentru gândul în sine, pozitiv pentru a stopa violența în familie, violența împotriva femeilor. Legiuitorul de la nivelul Consiliului Europei hotărăște că, domnule, este bine să și definim termenii, că dacă vorbim de violență împotriva femeii, ce este femeie? Și astfel încep să definească termenii și spun. Femeia este cea care se naște biologic, anatomic, genetic, dar și cea care se hotărăște să fie femeie, își dorește să fie femeie, deși s-a născut altceva. Și în felul ăsta devine o ideologie, devine normă juridică. Normă juridică care noi, ca și stat, care am semnat tratatul, suntem obligați să o respectăm. Deci luăm la pachet din ce înseamnă preocupări vis-a-vis de violența împotriva femeilor, luăm la pachet și cu ideologia de gen. Iar undeva spre finalul acestui tratat se spune că nu poți refuza vreun articol din acest tratat. Deci să spui, domnule, vreau să lupt cu violența împotriva femeii sau violența în casă, dar
mi se pare aberant să consider că genul poate fi diferit sau poate fi schimbabil. Legea, acest tratat nu permite să alegem, să extragem doar ce vrem noi. Spune, dom'le, dacă nu vrei, înseamnă că te retragi în această tratat, în această convenție și probabil îți dorește violența pentru femei sau altceva. Ei, ca și stat membru aderent la acest tratat, suntem obligați să schimbăm toată legislația în domeniul educației, în domeniul culturii, în domeniul sportului, educație care face diferență între bărbați și femei. Și să introducem acolo noțiuni și de gen. Deja din 2016, când s-a semnat tratatul, până astăzi sunt 2-3 acte normative, apărut în 2018, în vara lui 2018, care tratează această problemă a modificărilor de legislația României referitoare la gen. Pentru a nu mă lungi și, zic eu așa, făcând o imagine de exemplu asupra ce a însemnat modificările legislative pe zona identității de gen și a aparatului din spate a ONG-urilor care a luptat pentru asta. L-aș rugat pe colegul Marius Sădătean, pe prietenul Marius Sădătean, să vă creionez așa și o substanță din spatele a ceea ce spun eu aici, dimensiunea ideologică. Să-și renege credința. Hai să-i înghesuim.
cu păstrând totuși aparențele libertății și ale statului de drept și ale democrației. Cum putem ajunge, fără a face un stat totalitar clasic, cu un conducător, cu un regim, cu o securitate, nu cu o politică, o miliție, în cazul în care organele statului sunt cele care pun presiune, arestează creștinii, amendează și închide. Cum facem asta fără ca instituțiile statului? E foarte simplu. Vine atunci din societatea civilă. De exemplu, zilele astea, când suntem la fierbinte, nu la cal, avem de-a face cu exact acest tip de comportament din partea celor care se opun definiției familiei, în sensul că albui au și negru-i negru. Da? Pentru că noi ne batem, acum am ajuns așa de jos cu civilizația asta minunată nouă, încât să ne batem pentru evident. Cum am ajuns aici? Ce tip de totalitarism se insinuiază? Pentru că este. După ce se vede, se vede foarte clar. De când a început problema cu referendum, avem tot timpul reclamații la poliție, la bej, la judecătorii, afirmații nu tendențioase, este cum așa, eufemism, de nazism. Deci dacă eu subțin că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, sunt radical de dreapta și sunt nazism. Spunea Ignacio Sirone, un scriitor ex-comunist, deci fusese comunist în tinerețe până s-a lăturit cu treaba asta, el a spus, zice, noul totalitarism de tip comunist se va defini așa. Noi suntem antifasciști. Nu va zice, noi suntem comuniști. Nu, noi suntem antifasciști. Și de aia se regăsesc, de fapt, în toate procederile de intimidare verbală, acuzațiile astea, veți regăsi același vocabular și aceleași structuri gramaticale ca în anii 50, din perioada stalinistă din România. Deci se merge la intimidare, se merge la etichetă. Răspunsul este eticheta. Deci dacă eu nu sunt de acord cu unele lucruri, atunci mi se pune etichetă. Eticheta o pune o ideologie, o pune un ONG, să zicem, o pune o persoană din societatea civilă. E nicio problemă, îmi pune etichetă, spune că sunt nazist. Asta e părerea ta despre mine. Dar în momentul în care eticheta mea de nazist este împinsă spre planul juridic, adică nu doar că e părerea lui despre mine, dar el vrea să se instituționalizeze părerea lui despre mine. De exemplu, homofobia. Homofobia, cuvântul ăsta există, da? A fost inventat de revoluția sexuală. Dar de la spune că sunt homofob, că nu mă fac viziunea homosexuală despre viață. Și până a transformat homofobia într-o lege, deci să fiu amendat, să fiu închis, pentru că nu sunt de acord cu modul de viață homosexual. Nu că am făcut ceva. Nu că am intervenit. Nu că l-am atins pe omul acela sau l-am înjurat, să-i am spus altceva. Pur și simplu nu sunt de acord. Nu sunt. Am altă viziune asupra vieții. Intrus sub incidență penală. De ce? Libertatea de opinie, libertatea de conștiință, libertatea religioasă. Da. Despre ce este vorba? Cum s-a ajuns aici? Am mai spus-o și la celelalte întâlniri. Revoluția sexuală n-a început cu homosexualitatea. Revoluția sexuală a început cu heterosexual. Revoluția sexuală a început, în primul rând, cu liberalizarea pornografiei. Asta a fost primul pas. Din filmele în care se țineau de mână, filmele care se îmbrățișau tot mai strâns, la filmele în care se sărutau, la filmele în care scenele de sex au devenit explicite, și așa mai departe. Până la, s-au făcut niște pași culturali până la liberalizarea pornografiei. În momentul în care oamenii au început să aibă o altă mentalitate asupra relației între bărbați și femeie, legală, ca expresia noului și a libertății, da, libertatea fără adevăr și responsabilitate se transformă automat în totalitarism. Asta a fost primul pas, fotografia, să știți. Al doilea, eliminarea responsabilității legate de actele dintre bărbați și femei. Pilula contraceptivă. E foarte simplu. Pilula contraceptivă spune că relația este o boală. După pastile, suntem bolnavi. Deci relația între bărbați și femeie a devenit o boală. Adică există un pericol
Și care e boala? E un vorba de un cancer și îți apare o tumoră și atunci trebuie să iei un tratament ca să îndepărtezi tumora. Știți ce e tumora? Copilul care poate să apară în prima relație. El este deja văzut ca un inamic. Trebuie eliminat. După pilulă vine avort. Adică am tras cu pilule, n-am mers, am încercat cu prezervativ, n-am mers și am ajuns la avort. De ce? Pentru că actul sexual să fie deresponsabilizat. Deci, libertatea să fie fără răspundere. Și fără adevăr. Că responsabilitatea și adevărul nu este responsabilitatea decât în momentul în care știi adevărul. Iar responsabilitatea înseamnă că îți asumi adevărul. Bun. De acolo s-a mers, în momentul în care relația sexuală, în relația sexuală, inima și sexualitatea au fost despărțite, pentru că odată cu responsabilitatea, odată cu orice morală, se desparte sufletul de lucru. De suflet țin. Morala, responsabilitatea, marginea pe care trebuie puse oricărei libertăți ca să nu devină nocivă. În momentul în care intervențiile astea de tip pilulă, contraceptiv, avort și așa mai departe, au distrus, au făcut posibile trecere oricărei granițe și au anulat oricărei responsabilități, s-a depersonalizat actul sexual. Și atunci, actul sexual a mai fost întâlnirea pentru totdeauna apoi, expresia întâlnirea doi oameni, etc., care angajează întreaga persoană. Și s-a redus doar la sex. Și la satisfacția sexuală. Din momentul ăsta, singura noutate în relația dintre cele două sexe, sau relația sexuală în genere, începe primul care duce la ideologia de gen. Dacă s-au autonomizat, înțelegeți, domeniul sexualității, noutatea. Pentru că satisfacția scade. Repetiția aceleași fenomen scade satisfacția. Și atunci trebuie căutat ceva nou. Și atunci ajungem la homosexualitate, lesbianism, nu știu ce, alte variante. Și începe curcubeul tipurilor de sexualitate numite odată deviante, care au fost scoase. Nu știu să fie vreo explicitare politică a fenomenului, științifică, doar una politică a fenomenului. Și dintr-o dată s-a ajuns la o viziune asupra sexualității care nu are limită. Ei, această, tot ce v-am descris eu, dacă ar fi rămas strict în domeniul intimității, nu ar fi fost așa o mare problemă. Dar ce se întâmplă? Din domeniul intimității s-a trecut în domeniul public. Ceea ce ține de intimitatea omului a fost excetat și s-a întrebat în spațiul public. Dintr-o dată, sexualitatea nu mai este doar o chestiune de intimitate, ci a devenit o chestiune de viață publică. Noi am anulat articolul 200 care incrimina penal homosexualitatea, că am zis că e treaba lor ce fac în dormitor. Nu ne privește intimitatea, dreptul la intimitatea omului. Da, dar au scos patul în mijlocul orașului și au făcut paradele care le știți. Costumația care e de intimitate. Și au devenit cumva, pe zi ce trece, încearcă să devină avocată aici, revoluția sexuală globală. Doamna Gabriele Cubic tocmai a trecut dintr-un proces pe care l-a câștigat. Dat în judecată tot de cine vă spun acum. Deci asta e tehnica. Vă amintiți de epoca comunistă? Tribunal, ai scos un cuvânt incorrect politic, la tribunal, condamnat. Chiar simplă atitudinea asta de a respinge permanent pe celălalt în penal, nu vi se pare suspectă? Adică n-am voie să spun că ziua de azi e frumoasă și că îi lezez cuiva care are altă părere despre lucrul ăsta și atunci el se duce să mă dea în judecată. Asta este echivalentul ceea ce în comunism era delațiune. Care devenise aproape obligație. Pune, dacă auzi pe vecinul sau pe altcineva din apropiere că spune ceva despre regim, trebuie să-l doarmă la securitate. Așa și aici, dacă auzi că cineva nu-i de acord cu vreo orientare sexuală sau nu știu ce, hop, te-ai dus și l-ai turnat la tribunal sau, eu știu, la organ de reabilitate. Deci, chiar de reflexele și chiar tipul ăsta de comportament social, indiferent că e vorba despre homosexual sau altcineva, poate să fie neapărat orientare sexuală, poate să fie orientare socială, politică. Dacă cineva e tot timpul la tribunal să te dea judecată, că tu gândești altfel, că ai o opinie despre ceva, orice,
Deja avem de a face un sistem totalitar. Cel puțin incipient. Da? Bun. Și dintr-o dată ne trezim cu sexualitatea în mijlocul ordonării vieții tuturor. Pentru că ce s-a întâmplat în Occident? Haideți să citim. Da. Deci, pastorul Ed Green a fost condamnat în 2004 în Suedia la o lună de închisoare pentru că a vorbit în timpul predicii despre condamnarea biblică a homosexualității practicate. Deci la asta se ajunge. Episcop anglican, Anthony Priris, condamnat la o amendă de 63.000 de euro pentru că nu a fost de acord să angajeze un homosexual activ pentru lucru cu tinerele. Toate agențiile de adopție ale Bisericii Catolice din Marea Britanie au trebuit să se închidă, întrucât urmau să fie construite pentru a intermedia copiii perechilor homosexuale. O casă a unei biserici creștine din New Jersey, SUA, a fost condamnată în 2012 să pună la dispoziție spațiile sale pentru sărbătorii denunțe ale perechilor homosexuale cu motivația Constituția permite intervenții libertatea religioasă datorită altor scopuri importante sociale. Arhiepiscopul Leonard de Bruxelles. I-au fost aruncate plăcinte în față la o slujbă și la o conferință la Universitatea Catolică din Luven. Unul dintre atacatori a declarat el o merită pentru toți homosexualii care nu au curajul să mărturisească acasă și pentru toate fetele care vor la fără provocate. Papa Benedict al XVI-lea a fost condamnat formal de către Parlamentul Belgian pentru că în cursul călătoriei în Africa a spus că distribuirea prezervativului doar putea ridica răspândirea HIV-SIDA. Directorul de la AIDS Prevention Research Project Harvard Center for Population and Development Studies, statul spune, cercetările noastre cele mai bune susțin declarația papei. Deși adevărul științific corespundea afirmației papei, el a fost condamnat de Parlamentul Belgian. Deci, avem de-a face cu o politizare a intimității. Intimitatea scoasă în spațiul public și politizată. Dacă intimitatea rămânea în intimitate, ea nu putea fi politizată. Exemplul de politizare a intimității comunismului era articolul 200. Să condamn penal ce se întâmplă. Deci era incluziunea politicului în spațiu privat. Ei, acum, prin democrație, ce se întâmplă? Scot, ca să pot să politizez viața privată a omului, o scot și o pun în spațiu public. Da? Adică, avem o nouă ideologie care? Un nou totalitarism care? O secundă, mă scuzați. Vreau să vă citesc un fragment ca să nu lungesc foarte mult. Totalitarismul emergent al secolului 21 poartă alt costum decât cel al secolului 20. Fără musteți, fără cizme. E vorba și de Stalin și de Hitler. El nu este recunoscut întrucât contemporanii se imaginează inocenți când arată spre crimele taților lor și nu văd că rău apare încât sub alt aspect. Totalitarismul nou este flexibil și adaptabil valorilor prețuite astăzi. Deci, el crește, se insinuează și crește exact pe cuvintele cheie ale zilei de astăzi, ale democrației. Da? Se acoperă chiar cu mantaua libertății, că numele libertății se fac toate astea, dar libertății doar a unora. Cum era și comunism, unii erau mai egali decât alții. Exista, se crease în locul burghezii, o nomenclatură comunistă. Știți foarte bine lucrurile astea. Libertatea era doar pentru ei, nu era pentru toată lumea. Așa și astăzi. În momentul în care faci un parteneriat cu CNCD-ul, de exemplu, Consiliul ăsta de discriminare, de combaterea discriminării, în urma căreia rezultă că drepturile astea, privind orientarea sexuală, surclasează drepturile cu dreptul la libertate religioasă, dintr-o dată ai de-a face cu o nomenclatură a dreptului. A drepturilor omului. Adică sunt unii mai egal decât alții. Drepturile unora sunt mai importante decât ale celorlalți. Avem deja un început de tiranie. Dar v-am spus, nu prin instituțiile statului, ci prin societatea civilă. Mai departe, stăpânește cu virtuositate mijloacele tehnologice noi de comunicare și control. Se vede ce e zilele astea pe Facebook și celelalte rețele. Acum e foarte important. Orbește. Creează confuzie și amestecă fiecare adevăr cu minciuna și fiecare minciună cu fricel de adevăr. Astfel încât oamenii nu mai pot diferenția minciuna și adevărul, până când adevărul însuși devine suspect de a restrânge libertatea.
adevărul însuși devine suspect care răsfrânge până în cap. Adică, spun că ideologia de gen este, de fapt, o aplicare a libertății de limitate la ceea ce privește genul persoanei. Și dacă eu mă opun ideologiei de gen, cu argumente, în numele evidenței, în numele adevărului științific chiar, pentru că ideologia de gen nu are o bază științifică. Nu are. Este o ideologie. Nu este o descoperire științifică. Dacă eu mă opun în numele adevărului, eu restrâng libertatea. Deci, dumneavoastră, dacă sunteți creștini și conform Scripturii spuneți că Dumnezeu condamnă homosexualitatea sau că e păcat, dumneavoastră restrângeți libertatea a tuturor. Că orice atac la libertatea unei categorii sociale devine o atac la libertatea tuturor. Nu este adevărat. Se vorbește un curent de opinie care devine atât de puternic și vreau să fiți atenți pentru că asta se întâmplă acum, în momentele astea. Se formează un curent de opinie care devine atât de puternic încât oamenii nu se mai încred în propria percepție. Și sunt gata de a pune ideologii în locul ei. Deci un curent de opinie, amenințe, presiune, acuzații, cred că ați văzut filmul Copiii Referendului, de exemplu. Deci noi care susținem că căsătoria dintre bărbați și o femeie, suntem inchizitori care ar pe rug, pe opozanți, în fața copiilor, deși în filmul ăla se vede tot imaginarul specific celor care l-au creat. Adică eu spovedanie involuntară. Cum simt, cum gândesc, cum văd lucrurile în general. Sunt gata să pune ideologii în loc. Deci, tot ceea ce v-a spus colegul meu despre ideologia de gen, toate astea cu drepturile minorităților sexuale, cu libertatea de a avea nu știu ce orientare și așa mai departe, și că asta trebuie să vină normativ. Problema nu este că cineva își declină o altă orientare sexuală decât mine. Problema este, sau apare atunci când eu sunt obligat să spun ca el. Sunt gata cu ideologii în locul ei, chiar acelea pe care oricine le poate recunoaște cu proprii ochi și propria experiență ca niciună. Negarea polarității de gen a bărbatului și femeii. Că ne-am întors la ideologia de gen. Deci, suntem în fața evidenței fiziologice, în fața evidenței anatomice și ni se spune că nu e așa cum vedem. Și dacă acest curent de opinie este suficient de puternic psihologic, și cei care, terorismul ăsta este de terorism psihologic, nu este cu bombe acum. Acum este un terorism pe baza unei amenințări permanente. Că dacă nu gândești într-un anumit fel, poți să pățești ceva rău. Sau, pe principiul plăcerii. Domnule, auzi acum enormități de genul, adică și auzi printre creștini chiar. Lasă, domnule, dar ce? Noi nu ne opunem libertății celorlalți. Bineînțeles că nu ne opunem atâta timp cât dăm este libertatea noastră. Sau atâta timp cât libertatea lor înseamnă amendarea și arestarea noastră. Spațiul libertății spirituale, al căutării cercetătoare adevărului, este ocrăvit de către ideologie. Un sistem de gândire ideologic violează realitatea în serviciul intereselor de putere politică, care sunt ascunse în spatele scopurilor aparent bune. Pentru a atinge scopurile propriu-zise, orice mijloc este bun, orice minciună, orice falsificare, orice manipulare. Violarea adevărului spirit se continuă în violența împotriva omului. Deci ceea ce începe ca violență în spirit și înlocuiește evidența cu ideologia, cu propozițiile ideologice, sfârșește, cum s-a văzut în fascism și în comunism, cu violența asupra persoanei. Și deja sunt numeroase cazuri în Occident în care nu doar că au fost pârâți la tribunal sau la poliție, ci au fost ca acel episcop bătut cu plăcinte, alții au fost bătuți cu fecale, amenințări cum primește domnul Gheorghiu cu violarea întregii familii și cu moartea. Deci genul ăsta de retorică deja este totalitar. Deja, cum să spun, tu aperi cu acest limbaj totalitar în democrația.
E ca și cum aș apăra această sală punând dinamită și aruncând-o în aer. Și aș spune că am făcut asta pentru salvarea acestei țări. Deci nu se poate. Eu chiar mă gândesc de ce psihologii nu fac portrete psihologice ale acestui tip de om. Eu știu că pentru a merge la serviciu, trebuie să fac un control psihologic. Dacă eu aș avea manifestări de tipul celei din clipul cu Dumnezeu, dacă aș avea viziuni de asta, că una din întrebări este dacă am stări mistice și aș povesti videoclipul ăla ca starea lumea mistică, nu știu dacă mi-ar mai da voie psihologul să facă o treabă totuși care nu implică mari riscuri. Nu lucrez la NASA. Da? Sau la Serviciul de Apărare Națională. Da? Deci, adică, nu există expertiză psihologică a comportamentelor. Nu că ea ar trebui transformată într-un sistem politic de reeducare. Ci pur și simplu, oamenii, asta spuneam, sunt orbiți. Adică vine cineva care apără democrația prin orice mijloace. Spune că apără democrația, libertățile, prin orice mijloace, folosind orice limbaj și orice atitudine, și oamenii nu reacționează. Indiferent despre ce vorbește, dacă vine cineva și înjură, dă afară. Nu mă interesează ce cauză pe asta. Dacă cineva, eu vreau să spun ceva și limbește, cum ați văzut la televizor, imediat eticheta. Discurs al urii. Discutați-mă că nici n-am început să duc. De asta este un discurs al urii. Asta este nu știu ce. Deci, e clar că pe omul respectiv nu-l interesează adevărul, nu-l interesează democrația, îl interesează să câștige orice preț. Referendumul ăsta, de fapt, e un cutremur. Un cutremur atât pentru biserică, cât și pentru societatea în ansamblu. Pentru că orice cutremur face să se despice faline și să iasă la iveală lucrurile din subteran. Eu cred că referendumul ăsta, chiar până în momentul de față, a pus în evidență subteranele a ceea ce înseamnă, să zicem, societatea civilă puțin numeroasă, bine stipendiată. Vă pot citi lista celor care bagă bani în acest tip de nou totalitarism. Bine stipendiată, spate la ideală modul în care gândesc, atitudinea ascunsă până acum, pentru că mi s-a vorbit, cum să zic, limbajul de fațadă este totdeauna cel corect politic. Se vorbește despre drepturi, libertate, democrație. Dar vine referendumul ăsta, când pune o problemă extraordinară între alege între planeta Pământ și planeta Marte, sau eu știu, la dreptul la viață a persoanelor peste 50 de ani, nu, nici vorbă. Un referendum despre definirea familiei ca Uniunea Liberă consistită într-un bun bărbat și o femeie. Tocmai ca să prezente formula prin care omenirea a rezistat până acum. De ce? Pentru că această formulă este sub asalt. Și odată cu formula se duce și umanitatea noastră de râpă. De tot. Că ei ne acuză că noi am... Ce tot acurați? Căsătoria pe care ați distrus-o. Păi de ce v-am vorbit despre revoluția sexuală? Pentru că chiar heterosexuali au distrus căsătoria din cauza revoluției sexuale, din cauza accesului la pornografie, din cauza liberalizării moralurilor, din cauza absenței conștiinței, neimplicării ei. Dom'le, ce e bine și ce e rău? Fiecare hotărăște. Ei, așa. Și așa mai departe. Deci, într-un fel, ce s-a întâmplat? Libertatea a fost golită de responsabilitate și adevăr și responsabilitate. Și acum, în orice încercare de a responsabiliza și a aduce la adevăr libertatea, este violent respinsă. Și seismul ăsta al referendumului scoate părțile care ar fi trebuit să iasă mai târziu la ideea. După ce trebuie eșapodaj al legilor, când oamenii care trebuie, ajung în funcțiile care trebuie, abia atunci se poate da totul pe față. Și mai ales, atunci când în România apare o nouă generație. În primul rând asta. O nouă generație educată pe ideologia de gen. Imaginați-vă o persoană pe care o întreb ce e. Și stă o jumătate de oră să se gândească. Este și un bar sinistru.
Bunica sună la tineri căsătoriți care au tocmai un copil. Ei, mamă, ce e? Fată sau băiat? Și ei răspund, nu știu, așteptăm să ne spună. Nu, dar nu e un bar, din păcate nu e un bar. E o realitate. La asta se va ajunge. Păi imaginați-vă că e un supermarket de identități sexuale acolo. Ai 140 de ocandale. Păi dacă îi se spune copilul la școală, ia vezi, du-te prin toate 140, o săptămână ești așa, una așa, una și burca. De fapt, în asta constă educația asta. Dialogurile care deja au fost introduse în manuale, așa sunt. Cum te cheamă? Ana. Dar de ce nu te cheamă Matei? Oare cum ar fi să te cheme Matei? După aia mi se spune, schimbați rolurile copii. Băieții să fie, să joace rolul fetelor și invers și tot așa. Ei, dar dacă ai 140 de variante la textul ăla? Adică în loc să zică băieții joacă rolul fetelor și băieții joacă rolul transexualului, băieții joacă rolul lesbienilor și așa mai departe, adică tot neamul. Da. Îți vine, cum îți vine copilul de acasă? Cum spune Asociația Pediatrică din America? Deci o asociație a statelor de pediatrie. Spune, ideologia de gen are consecințe nefaste asupra copiilor. Creează confuzie și confuzie care duce la dereglări psihologice. Și ce se întâmplă? Au un proces pentru homofobie în America. Nici nu știu dacă se termină. Deci, nu e înlocuirea adevărului științific cu adevărul corect politic. Înțelegeți? Adică, așa s-a făcut și spaterea homosexualității din nomenclator ca devianță sexuală. La presiune politică, amenințări, șantaj, presiune, înțelegeți? Comportamentul ăsta este totalitar. Indiferent că vine din partea unui homosexual, heterosexual sau orice ar fi el. Nu contează. Când o persoană se manifestă așa, indiferent de orientarea sexuală, indiferent de orientarea politică, indiferent de orientarea socială sau cum vreți să-i spuneți, orientare culturală, religioasă. Deci nu asta contează. Contează că acest tip de comportament este totalitar în structură. Va plăcea să trăiți într-o societate în care, cum să zic, ca în comunism, ai grijă ce spui? Părinții ziceau, du-te la școală, ai grijă ce spui? Nu spui că acasă ascultă în Europa Liberă sau că l-am jurat în Ceaușescu. Da, deci, ai nevoie, ai nevoie, deja copilul trebuia educat. Bă, n-ai voie să spui niște lucruri. Ai grijă ce vorbești, ai grijă ce faci. Dar nu se întâmplă bine și eu, înțelegeți? Și la portal un totalitarism. Ne întâlnesc pe același tip de societate. Lumea e amărțită. De ce? Închei cu ce am început. Care a fost lovitura cea mai puternică? Distrugerea Duhului. Deja când oamenii încep să se teamă, rezistența spirituală a lor înseamnă că e destul de apată. Trebuie pentru noi, pentru cei care cred în Hristos, pentru cei pentru care Hristos este cel mai important aspect al vieții noastre, credință. Noi suntem primii visați. Într-unul din exemplele astea de persecuție din Occident, un colegiu catolic a vrut să dea afară un profesor care, vă dați seama, un colegiu catolic, la noi, în seminar sau facultate de teologie, să vină cineva și să spună, Iisus a fost un om foarte rău. Normal că e un conflict. Dom'le, du-te și spune asta la altă parte, dar nu la facultate de teologie sau la seminar. Și a câștigat respectivul pentru dreptul la liberă opinie și la libertate de conștiință, în cadrul seminarului sau a școlii. Da. El are dreptul la opinie contrară a ceea ce se predă în instituția respectivă, dar tu n-ai voie în spațiu public, nu într-un seminar de altă orientare sexuală, să zicem, unde de ce să te duci acolo să predai dacă voi ai opinii, nu? Dar n-ai voie în spațiu public, încerc să mai spui ce crezi despre lucruri sau altul. Problema asta este, atacul fundamental este la intimidarea spirituală a oamenilor. Pe măsură ce biserica își reduce vocea, în aceeași măsură este părăsită de Dumnezeu. Pentru că oricine se va rușina de mine și de Evanghelia mea, spune Hristos, și eu mă voi rușina de el.
Se știe lucrul ăsta. Să știți că dacă studiezi harta persecuțiilor din punctul de vedere care discutăm la revoluție sexuală, raportat la orientări sexuale, la o anumită gender, o să vedeți că victimele sunt 99%, dacă nu 100%, creștini. Asta este, asta este trendul, asta este ținta. Dar ne aducem unde am fost înainte de 89. Că adică Constituție scria, era garantată de către stat libertatea religioasă, dar în realitate, pușcările geneam de preoți și de oameni care credeau în Dumnezeu. Nu mai spun că eu am prins sfârșitul dictaturii, să zic, și dacă mergeam la biserică, dar în vremea aia nu știam nici măcar ce e asta, dacă mergeam la biserică cineva din clasă, era pus în discuția UTC-ului sau ce era atunci, da, și marginalizat. Acum se pare că ne îndreptăți pe același loc în istorie. Și se spune că asta ar fi progres. Că numele progresului și noului. Păi nu e nimic nou. Nici în aceste orientări sexuale, nici în perspectiva sociopolitică pe care o lansează. De aia referendumul pentru această definire clară a familiei este o încercare de a opri acest progres înapoi spre perioada stalinistă, spre regimul comunist dinainte de 89. Dar aici se va proba la acest referendum două lucruri. Cât am învățat din ce am trăit până acum, ce știm despre comunism și despre totalitarism, în ce măsură avem conștiință ca să, destul de fină ca să vibreze la toate aceste semnale. Că noi zicem, deocamdată e bine, deocamdată putem spune tot ce gândim și gândi orice și afirma public, dar lucrurile nu se opresc aici. Deci, mai mult un avertisment, că tot ce iese acum la iveală, cu ocazia acestui referendum, este un marș tăcut, așa se chema în anii 60, când s-a făcut, a început revoluția sexuală în Occident, care este varianta Occident, pentru Occident a bolșevismului. Are două variante. Cea din răsărit, făcută prin Uniunea Sovietică, și cea din Occident, făcută prin școala neomarxistă, școala de la Frankfurt. De sus în jos, adică prin sistemul educațional, începând cu universitățile. Și asta era atunci, cum să zic, încercau amândouă să ajungă în același punct. Ce spunea marxismul? Desființarea claselor, uniformizarea socială, proletariatul ca echipă de șoc care trebuie să demoleze, să demanteleze societatea de toate celelalte straturi, ca să uniformizeze. Engels spunea că începutul antagonismului este cel dintre bărbați și femei care în familie și familia trebuie distrusă. Păi iată că acum exact despre lucrurile astea vorbim. Deci, o conștiință vie, informată, pentru care credința este cu adevărat importantă, știe și simte lucrurile astea. Că rău ia mereu alte forme și că din 89 încoace există, așa cum îl numea neomarxismul, marșul prin instituții al bolșevismului. Păi, pot să invit aici oameni care lucrează în spațiu juridic sau în alte domenii, în educație, care deja au fost supuși la exerciții de reeducare. Adică invitați la colegii unde să li se vorbească despre ideologia de gen, despre stereotipiile de gen. Că dacă eu spun bărbați și femei, asta e un stereotip. Normalitatea a ajuns un stereotip, înțelegeți? Dacă spun că ăsta e un scaun din fața mea, asta e un stereotip, trebuie să-i invadezi. Trebuie să am mai multă imaginație, mai multă atenție față de acel scaun, să-i dau interesul noi. Bun, mă pot juca cu scaun, pot face un exercițiu de imaginație, dar oamenii ăștia se joacă cu oameni, se joacă cu societatea, se joacă cu copii. Vă amintiți în strategia națională de educație parentală? Scandalul de mai ieri, da? De pe platforma Ministerului Educației. Cum era definită familia acolo? Ca și putea foarte simplu, într-o frază să spun, că
Ce face referendumul ăsta? Încearcă să nu mai lase definiția familiei la imaginația și liberul spirit creativ al oricărui individ. Când totuși este o instituție fundamentală a statului. Cred că niciun guvern sau niciun minister de interne nu invită un om de pe stradă să conducă ministerul de interne o lună, după cum crede el de cuvință. Și să facă legi noi în justiție sau nu știu ce, adică se lase totul la subiectivitatea unei persoane. Ce spunea acolo? Cum era definită familia în acea strategie? O constelație de idei. Deci asta e familia. Nu e bărbat, nu e copil, casă, nu știu ce. E o constelație de idei. Da, extraordinar. Ce să te mai vin? Că la urmă scria această strategie națională se întemeiază pe ideologia de gen, pe combaterea stereotipilor de gen și cu agende tralala. Despre care vorbim acum. Ce se te mai vin? E marșul tăcut prin instituții. Nu la vedere, nu la vedere. În spate. În background. De ce? La vedere se vede. Cum se vede acum la referendum, cu acest proșcare de nervozitate, ca să nu numesc ură, că m-a săturat să iau un limbaj urii și așa mai departe, cu această nervozitate, cu această... Te dau o judecată, îți fac, îți drec. Da? Această nervozitate era ținută în spate și transformată în energie pentru fiecare pas al marșului prin instituție. Că după aia te vin, că au apărut legi noi, cum e convenția de la Istanbul. Cine știa dintre noi? Până nu s-a iscat scandalul, punctul ăla strecurat acolo. Sau alte legi din 2014, nu știu ce, cu protecția copilului. Iarăși, băgat acolo printre punctele alea și chestia asta cu ideologia de gen, cu stereotipiile, cu educația sexuală și așa mai departe. Băgat acolo. Nu public, nu se vadă toată lumea, să se spună la televizor, s-a făcut chestia asta, s-a făcut aia, s-a făcut aia. Nu, nu, nu. Nu. Este exact cum se minează o societate. Întâi se pun bobiță. Unde? La baza structurilor de rezistență, în punctele cheie. Da? Unde explozia are cel mai mare efect. Ba, măcar prin legi, prin instituții. Deci, trebuie să ai legi și oameni în locuri cheie. După ce ai construit tot eșafodajul ăsta, poți declanșa, dar nici nu mai ai nevoie. Pentru că dacă ai eșafodaj instituțional și prin educație, că asta a fost revoluția bolșevică pe linia marxistă din Occident. Adică, cei care în anii 68 manifestau pe stradă pentru dreptul la... Vreți să vă citesc ce strigau? Ar fi interesant. Ce strigau ei atunci, în 68. Unul din strigăte era așa. Bărbatul care trăiește, se culcă de două ori cu aceeași femeie este reacționar. Este un element burghez răit. Exista o casă comună. Deci știți ce se numește o casă comună? Deci la studenții din Occident, până la 68. Care, vorba doamnei Gabriela Cumi, dacă doiți în pozele de epocă, vezi niște oameni tineri, sănătoși, bine îmbrăcați, trăind în cel mai liberal regim, Germania Federală, spune însă, unde aveau dreptul inclusiv de a chema autoritățile, să le dea socoteală. Deci exista o libertate, în afară de nazist, nu era nimic condamnat, puteau vorbi despre orice. Și oamenii ăia sănătoși, tineri, nu știu ce, bine mâncați, crescuți, odihniți, prin universități, studiind ce vor ei, când vor ei, cum vor ei. Acum, orice creștin știe că asta este, de aici se alunecă pe banca destrăluirii. Destrăluirea este pentru oamenii bine hrăniți, bine îndopați cu idei libertare și așa mai departe. După mire că a prins revoluția sexuală. Casele comune ce erau? 50 de femei, 50 de bărbați. Și spunea așa, dacă un bărbat și o femeie dezvoltă o relație afectivă, deci trebuiau să trăiască împreună, la grămadă. Da, și dacă doi dintre ei, un bărbat și o femeie, dezvoltau o relație afectivă, erau excluși. Pentru că nu erau puri din punct de vedere ideologic. Și erau reacționari. Și erau excluși din casa respectivă. Deci asta se făcea în Occidentul anilor 60. Temporal. A început o revoluție sexuală. Și iată că acum nebunile astea se vor la scară globală. Adică o dezordine amoroasă, sexuală, totală. Ce spune doamna Cumi? Ce trăim la nivel economic
se întâmplă la nivelul intimității. Trăim ceea ce înseamnă că lăcomia devine combustibilul sistemului economic. Dereglarea normelor limitative ale vieții financiare globale este premisa pentru ca o oligarhie financiară scăpată de sub orice control să prăbușească națiuni întregi în ruină financiară. Cred că e evident lucrul ăsta. Au avut cazul Greciei, nu? State guvernul faliment. Și continuă. Dereglarea normelor limitative ale sexualității este premisa ca un instinct sexual scăpat de sub orice control să prăbușească persoane, familii și societatea întreagă în haos social. De ce asta va fi explozia? De fapt, pentru că scopul final, și aici citit, este globalizarea. Iar globalizarea înseamnă sfârmarea tuturor celorlalte granițe. Ale țărilor, ale comunităților, ale familiilor, ale mentalităților, concepții de viață. Și atunci există o trupă de joc care a pus bombițele unde trebuie și în momentul în care le activează toate aceste granițe, într-un ritm mai alert sau mai încet, dispar. Cei din anii 68 care făceau revoluție sexuală și trăiau în case comune sunt actuali conducători al Uniunii Europene. De-aia domnul Juncker a dezvelit gustul lui Marx la prieteni. Visele lor din tinerețe s-au împlinit. Nu au copii în casă, de fapt, sunt niște chestii în care să trăiască să le. Da, adică, până la urmă, de ce tot acest discurs mai mult sau mai puțin cruel sau logic? Pentru că nu e o chestiune acum, noi suntem în ghesuiță profundătură. Noi și cu homosexuali, că avem ceva de împărțit să putem fi băgați în această fundătură ca să putem fi acuzați de homofobie. N-am treabă, domnule, cu homosexuali, din potrivă, îi compătimesc. Știam că scrie foarte frumos despre ei. Le recomand ca un fericit. Să vadă cum stratează și avea problemă. Un om destul de palaminte, cred. Și cu inimă bună așa. Și le avea pe toate. N-am o problemă cu homosexualitatea, am o problemă cu revoluția sexuală. În general. Deci, cu această revoluție care încearcă să ce? Să retransforme viața personală, intimitatea, să prescrie normele tuturor oamenilor, nu doar ale mele. În ceea ce privește viziunea asupra sexualității umane, a comportamentului amoros și a comportamentului social. Această revoluție sexuală se mai numește și freudo-marxism. Adică o combinație între Freud și Marx. Cum să folosești psicanaliza ca să subjungi oamenii. Da? S-a făcut deja. Nu? Da. Deci, e un cadru larg. De ce am venit acest cadru larg a revoluției sexuale care cuprinde totul, de la pornografie până la ideologia de gen, trecând prin contracepție, abort, feminism, devianțe sexuale, etc. Tot ce înseamnă acest curcubeu. De ce? Pentru că în spatele acestui curcubeu este veșnicul nostru dinamic. Da? Cineva care nu are stare dacă nu ne schimbă nouă viață. Dacă nu ne rescrie permanent. Adică noi am sperat că după 89 românii o să crească cu urmării. Nu. Pot fi amuzat de ai zic, că sunt un inocent. Gândesc așa. Dar revoluția aia asta însemna în măsura în care a fost o revoluție, că a fost și o revoluție, acolo au murit niște oameni nevinovați și care credeau în libertatea noastră, a fost și lovitură de stat. Bun. Dar credeam că să trăim cum vrem noi. Aiurea. Deci suntem acum, după 30 de ani, e foarte clar și din ce în ce mai contundentă problema că n-am trăit ăștia 30 de ani după cum am avut, că mereu ni s-a inserat mai dorit sau nu o anumită ideologie, un anumit parcurs, da? Nu cu mijloacele din vechiul stalinism de forță, ci cu astea persoasive, a rețelelor de socializare și a unei ideologii care este corelată psihologic cu ideea de plăcere, de satisfacție nelimitată, de progres, de nou. Ele sunt îmbinate. Că e un citat grozav din Aldous Huxley,
Din minunata lume nouă, spre care ne îndreptăm, el a scris un text profetic în acel roman, unde spune că în momentul în care orice schimbare se face într-un fel agreabil, lumea nu mai are puterea să se opună. Că agreabilitatea asta te moleșește. Tot ce ține de sexualitate, tot ce ține de plăcere, înmoaie, moleșește. Eu mi-aduc aminte. Aveam un prieten care avea centura neagră la caracter. Era foarte masculin, foarte bărbătos, nu se temea de nimic. După ce a început, să zicem, se spunea cu viața sexuală și s-a aruncat în neagră până peste cap. M-am întâlnit după câțiva ani cu dânsul, pe stradă i-am întins mâna să-i strâng mâna, s-a dat un pas înapoi speriat. Și a avut impresia că eu vreau să-l vedeți, deși ce este la foarte firesc. Deci, a ajuns acest om datorită unui desfrâng, datorită unui veci sexuale în cascadă. Eu cred, amintindu-mi de el, că ăsta este tipul de cetățean pe care îl vrea noua, cum să zic, guvernare globală, nu știu cum să spun, noua orânduire. Asta e genul de om, de ce? Pentru că e cel mai ușor de condus, cel mai ușor de manipulat și pare să fie și consumatorul perfect. Da? Pe când familia și biserica au fost pilonii de rezistență în cadrul tuturor totalitarismului. Biserica și familia au erodat din interior în timp sistemele dictatoriale. Eu mi-aduc aminte că eram, când eram copil, mergeam, deci la școală mi se făcea învățământ politico-propagandistic ăsta ideologic, da. Dar când ajungeam acasă, o oră de învățământ politic, ne zicem, tata din două vorbe spunând că Ceaușescu e un nebun și că comunismul e o mizerie, demonta în mine, pentru că autoritatea fundamentală pentru mine era tata, da? Toată autoritatea statului. Se pare că neobolșevici au învățat lecția. Că pentru a avea un succes perfect, trebuie să distrugă astea două entități. Două centre de comuniune fundamentale. Biserica și familie. Despre asta este vorba acum. Despre asta este vorba. Deci nu e o miză de asta doar așa, că acest referent este o bătălie dintr-un război. Este doar una din bătălie. Să nu credem că mergem, votăm și am scăpat. Nu. De-aia și angajamentul acum, dacă e văzut așa, e superficial. Cel puțin pentru creștinii conștienți, e clar că avem de-a face cu un nou totalitarism, care este ateu, dacă nu dușmănos pe față de Hristos, și că este, ține de conștiința noastră creștină să-l denunțăm continuu. Și până în profunzime. Trebuie să mai spunem oamenilor care mai au drept de auzit ce se întâmplă de fapt. Nu doar cu ocazia referendumului. V-am spus, asta e un cutremur social care scoate la iveală plăcile tectonice ale fenomenului. Dar acest fenomen, revoluția sexuală, lucrează de 30 de ani în România. Și până aceste 16 persoane care au făcut acest comitet și alte persoane adiacente care s-au mobilizat ca un grad de conștiință creștină și civică, mai pronunțată. Noi ne-am fi lăsat legănați de libertatea asta care își, între timp își tot schimbă culoarea. Și între timp devine din ce în ce mai fermă. Da? Dar așa, picătură cu picătură, tocmai ca să nu te trezești, tocmai ca să nu te revolți, tocmai ca să nu iei atitudine. Deci, discuția din seara asta nu este doar despre este despre noi și viața noastră în general. Referentul doar de la iveală, doar obligă pe cine mai are conștiință să vadă de fapt care este portretul real al vieții noastre în România de astăzi. Vă mulțumesc pentru multă acordare de care a fost nevoie. Mulțumim domnului sociolog Marius.
considerat că definiția căsătoriei trebuie clarificată în Constituție. Din păcate, alte 16 țări au legalizat căsătoria persoanelor de același sex, începând cu statul civil. Un exemplu negativ ar fi Grecia, un stat profund ortodox, care a legiferat partea civil inițial între cuplurile heterosexuale, după care și între persoanele de același sex. Eu vă vorbesc și prin prisma mea de mamă și îmi doresc ca viitorul copilului meu să fie sigur. El să învețe lucruri pe care le-am învățat și noi, poate unele mai bune, dar nu în direcția greșită. Așteptăm de la dumneavoastră întrebări, dacă doriți să ne le adresați. Aș dori să vă spun că informația cea mai corectă, mai clară, care circulă acum în mass media, e cea de pe site-urile coaliția-pentru-familie.ro, inițiatorul acestui demers, platforma minus-împreună.ro și referendum pentru România. Pentru că sunt foarte multe dezinformări. Sunt foarte multe lucruri neadevărate și triste. Și tind încet cu pași mărunți, așa cum spunea domnul scriitor, să ne convingă de adevărul lor în ghilimele. Avem aici da, și niște întrebări. Nu știu cui sunt. Da, se tot vehiculează că este scump acest referendum. Este și scumpă definiția și repercursiunile ei, dacă nu sunt clarificate, sunt și mai scumpă. Prin strategia de educație parentală, statul român investea 70 milioane de euro, dublul investiții în referendum. Ar trebui să știm clar toate substratul acestor dezinformări și să liniștim oamenii. E un demers strict cetățenesc, primul de acces din România și e testul poporului român la dreptul lui de a-și manifesta suveranitatea. Mulțumesc tare mult! Nu era așa altă metodă? Orice referendum ar fi fost, sau este, inclusiv cel care se vrea a se iniția acum inițiativa cetățenească fără pedal, costă. Atâta costă și acesta care se vrea cu fără penal, atâta costă și referendumul pentru definirea căsătoriei. Nu se putea evita, pentru că prevederile din codul civil, referitoare la căsătorie, sunt destul de ușor de modificat, chiar și printr-o ordonanță de urgență, da? Un guvern, nu mai zic, și Parlamentul, poate modifica acest cod civil. Pe când Constituția nu poate fi modificată decât în final, tot cu votul popular. Vot popular care costă, știți prea bine, că e referendum sau că sunt alegeri politice, sunt cheltuieli care se fac. Păi știți, am vorbit de strategia de educație parentală asta națională, care a fost rezultată, cred că era scandaloasă, dar am înțeles că ei se implementează la fel ca revoluția sexuală, adică pe dedesubt, așa. Odată ce a început ideologia de gen de școli. Deci a vrut să se facă o reeducare a copiilor și o reeducare a părinților. Am înțeles că pe cât era pe un an de zile implementarea strategiei de reeducare a părinților, după ideologia de gen și teoretipie, etc., agenda asta a revoluției sexuală. Erau 72 de milioane de euro pe an și trebuia să dureze vreo 5 ani. Deci înmulțim 7, de vreo 350 de mii de euro, de milioane,
față de 42 cu referendum. Păi noi vrem tocmai asta, cu 42 de milioane, să oprim cheltuiala de 350 de milioane. Și să oprim, în general, că am o întrebare aici, pe aceeași temă, cumva, toate sunt pe aceeași temă azi. Legile aprobate de Parlament pentru promovarea ideologiei de gen vor fi retrase dacă referendumul trece? Spuneți-ne numele autorului Revoluției Sexuale. A cărții este Gabriele Cubi, un sociolog german. Gabriele Cubi. Cubi. Da. Este de confesiune catolică. N-am găsit o carte scrisă de un ortodox pe tema asta. Atât de tranșantă. Bine, acolo... Spiritura Sapienția, cred că e editură din Iași. Că n-am resimțit după acolo meu, Anania, acolo pietate, mă numește, are patru biblioteci care face cât șapte volume, da? Dar dacă cineva îl caută pe ăla, îi duc să-l asculte, face pe așa. Cred că sunt cuvinte... Apropo de ortodoxe de poziție. Da. Asta este o carte scrisă de un sociolog care ia toate nuanțele, toate culorile, așa, și cu date statistice, cu probe, deci nu este o carte de speculație, este o carte științifică. Se numește Revoluția Sexuală Globală, distrugerea libertății în numele libertății. Deci, legile aprobate de Parlament pentru promovarea ideologiei de gen. Odată definită căsătoria în termenii cu o femeie, deja se imprimă sau se reimprimă conștiinței noastre, cum să zic, certitudinea genului, adică tot există bărbați și femeie, cum? Nu există alte genuri, decât în creierile care au niște constelații de idei acolo. Nimeni nu le... Eu, de exemplu, nu o să torn pe nimeni la Consiliul de Combatere a Discriminării că gândește altfel decât mine și că pentru el există 140 de variante de sex. Asta e diferența între un caracter liber, care respectă libertatea și un tip de personalitate totalitar, care mereu stă să te prindă cu ceva, să te vârască, să te incrimineze. Deci eu asta vreau să spun în primul rând. De ce nu se analizează tipul ăsta de comportament? Există un comportament structural totalitar. El se gândește în cadrul acestui referendum la nivel de masă. Bun. Deci gândește așa, este liber să gândească cum vrea. Dar nu ne punem visele în Constituție. Nu transformăm Constituția într-o constelație de idei și imaginații, nu? Totuși, asta este legea fundamentală a statului. Nu e o constelație de idei. Și, deci, da, știm. Nu se pot face mai des aceste adunări? Eu, sincer vă spun, eu cred că biserica, și că spun biserica, încep cu mine. Da? Nu că nu respect autoritățile ecleziale, Doamne ferește. Dar încep cu mine când zic biserica. Trebuia să facă genul ăsta de activități de foarte mult timp. Adică revoluția sexuală trebuie atacată din biserică din timp, nu acum când ești călare pe, când e călare pe tine. Iertați-mă și da. Trebuie să și plec și cu regret așa. Bun. Eu știu un lucru și vorba mea, o patentez la instituturile astea care fac chestia asta. Pentru orice șmecă trebuie un fraier. Adaptând, dacă doriți, în contextul ăsta, pentru orice agresiv de tipul ăsta, că am tot vorbit de așa, eu trebuie să fiu pregătit. Ei, oricând ajung, n-am văzut îngreșat, Doamne, trebuie că mă deșurc pe asta, și atunci toate se leagă acolo la relația mea cu verticala. Biserica din mine, a spus înaintea mea, ca să nu fiu acuzat de ardere. Deci, legătura mea cu Hristos adevărată, nu fățărnicie, da, da, ba, ba, nu cărnicenă, dacă ne uităm în jur, trăim cam în iad. Și atunci ăștia zburdă și vor zburda atâta vreme cât noi nu vom veni așa ca niște adevărați soldați de Hristos să facem ce trebuie. Dar cum? Cu smerenie, cu capul în mână, să facem ce trebuie. Despre asta cred că e o poziție. Să vorbește foarte mult de ăștia. De noi n-am auzit să se vorbească dacă suntem în regulă chiar. Păi nu, că da, ceea ce se întâmplă... Că eu șer, așa, și am biserică. Păi nu, să știți că, retutindeni am vorbit, am spus că eu mă bucur pentru biserică de acest cutremur.
care a fost. Pentru că Scriptura, Evanghelia spune că Împărăția lui Dumnezeu, care este scopul vieții noastre, se ia cu asalt sau cu năvală. Ei, noi mergem un pas de plimbare de duminică pe calea asta. Am spus, acum ne trag ăștia un șut în partea, în partea corect politică a corpului, ca să o luăm poate iar undevala. Adică să ne punem problema credinței și mărturisirii creștine cu adevărat. Da? Și asta a fost, acest cuvânt care vi spun acum, a fost spus inclusiv în fața ierarhului locului. Și nu a avut nimeni vreo reacție negativă. Ba chiar s-au bucurat. Da, le-am citat cuvântul lui Winston Churchill, citat de Steinhardt în jurnalul Fericii, când spune, va fi război, de Imperiul Britanic se va alege praga. Iar eu simt că întineresc cu 20 de ani. Păi asta a fost prima reacție. V-am scris un articol, Fericirea referendumului. Fericiți veți fi când vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău, mințind din pricina mea. Păi asta se întâmplă acum. Păi asta se întâmplă acum. De-aia nu e. De-aia ce vreau să spun. Am început cu citatul din capul Dumitreasa, distrugerea Duhului. Dacă începi să te temi, și-a terminat. Când te temi? Când te temi? Foarte important. Când poți să te temi? Când nu stau cu acolo, ai eu cu acolo. Când nu m-am pus în dragile pe Teistilescu și cu asta am plecat, dați-mă. Acolo, când depinde, se poate face doctorat, ăla fă frumosul nostru, da? Când a făcut bine la Regina Furnicior, dacă o aripă și când a fost la Belea, o suflat în aripă, e, povestea, că am trăit să pui. Da, se face și să avem acolo și se face din prețul. Dacă e bine, cu prețul acolo, e bai. Gașa, doamne, nu vă mai trebuie să vă. Sănătate. Am văzut că România n-a avut niciodată nicio părere, nicio opinie. Într-un
un an de zile, un an jumătate, doi ani de zile, reprezentanții României care trebuiau să lucreze pe acest document nu se văd, nu există decât cu numele, erau trimiși de diverse ministere și concluzia mea a fost următoarea. Ori slab pregătiți, nepregătiți, ori s-au dus la turist, că era la Strasburg toată povestea asta. Deci noi n-am existat ca și stat membru să ne consultăm acolo. Ei, poziții contrare au avut doar două sau trei state și s-au opus la multe din articole legate de ideologia de gen. La un moment dat, după ce a început acest comitet CACVE să lucreze, a fost o altă formă a convenției. Și la a doua, a treia ședință, un ONG de nivel internațional cu aproape 1500 de ONG-uri sub el, în toată lumea, a solicitat să fie membru așa, observator la ședințe. La următoarea ședință i s-a permis și acel ONG a venit și cu o formă nouă a Convenției de la Istanbul. Formă nouă fiind asta pe care o avem astăzi. Asta apropo de lobby-ul sau de influența pe care au anumite ONG-uri la nivelul Europei. Deci ei lucrează foarte bine. Noi, cam așa avem în structura. Dom'le, sunt probleme grave. Văd și eu la televizor, dar nu ne ating pe noi. Noi, undeva departe acolo, nu o să vină peste noi. La noi treaba e bună. Dar ei lucrează. Și uitați cât de bine lucrează, că au propus varianta lor, acest ONG internațional, au făcut presiune pe statele membre și avem astăzi Convenția de la Istanbul, pe care am ratificat-o. Am ratificat-o cum? Prin intermediul guvernului. Reprezentantul guvernului atunci, nu știu ce, era în 2016, era, mi se pare că guvernul tehnocrat. Da? Guvernul tehnocrat și-a trimis un ministru la Istanbul și a semnat pe numele nostru. Sigur că la urmă i-am votat, nu contează ce culoare au. Dar depinde și de noi, să-i mai tragem de mânică, să-i întrebăm. Nu stai așa, cine se duce acolo? Ce votează? Ce le votezi? Vii și spui mie că ești coporean. Dar la Bruxelles votezi cu amândouă mâinile toată agenda asta, ideologic, de altfel. Deci noi, acum aș fi, ce-am mai discutat? Se vede că nu prea ne facem nici noi treaba. Se mai tragem de mânică, se mai întrebăm. Avem un material, spre exemplu, printre materiale promoționale pe zona asta a ideologiei de gen, un material mai complex, să zicem, are vreo 4 pagini, cu mai multă informație. Am zis, dom'le, haideți să-l dăm în zona asta, unde sunt oameni mai din biserică, oameni care sunt interesați de subiectul ăsta, ca să afle, să spună și altora. Deci asta e șodorirea noastră, că noi suntem 10-15 ani pe sectorul ăsta și tot încercăm să luptăm. Dar e bine să afli cât mai mulți, că așa, ați venit la conferință, mai citiți materialele astea, să mai spunem și la alții. Că în felul ăsta se dezvoltă o mișcare civică sau o reverberație civică la ceea ce ne se propune. Mai am o întrebare. S-ar putea să fie alt rezultat la acest referendum decât rezultatul da? Referendumul este valabil dacă participă 30% din numărul persoanelor înscrise pe liste. Valabil, da? Este validat dacă opțiunile valabile exprimate reprezintă 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente. Ce înseamnă opțiuni valabile exprimate? Da și nu, și sau nu. Dacă sunt nule, nu sunt luate în considerare. Legea s-a schimbat în momentul când 50% plus unul din cei care au votat au spus da. Deci trebuie să fim foarte atenți la aspectele respective și că oamenii au înțeles și întrebarea, există tulburări, să le zic eu așa, asupra întrebării. Sunteți de acord cu legea revizuită în Constituția adoptată de Parlament? Este întrebarea pe care o prevede legea referendumului din anul 2000. Indiferent ce se supune revizuire, este aceeași întrebare. În 2003, când a fost un referendum,
singura lege supusă revizuirii, articolul 48, alineatul 1. Oamenii săraci spun că se mai bagă pe sub această, prin altceva. Nu se poate băga altceva, pentru că Parlamentul României este format din mai multe partide, din reprezentanții mai multe partide. PSD plus ALDE doar 55%. Vă dați seama că nu poate trece, că trebuie să fie două treimi din Parlament de acord cu o lege care urmează a fi revizuită. Și nu poate să treacă așa orice lege. Și la urmă, pentru că a trecut referendumul și suntem în momentul ăsta. Și mai sunt două zile de campanie, da? Astăzi e deja miercuri. Joi și vine dimineața, la ora 7 s-a terminat. Se fac boicoturi, se fac plângeri la birouri electorale de circumscripție, se dau jos panouri contra legii, contra ordinii de drept. Dar se întâmplă. Cine are interesul? Înseamnă de 6 milioane reprezintă și trebuie să fim din acestea, deci ca să fim clar așa de mine. 30% 6 din totalul celor înscriși pe niște înseamnă? 30% trebuie să se prezinte. Este important să ne prezentăm 5.900. 6 milioane încărcate. Aproximativ, iar din aceștia? Iar din cei care vor vota, ca să fie validat faptul referendumul, trebuie să avem 25% din cei înscriși pe liste să spună da, da sau nu. Deci sau putem... Important să se prezinte. Chiar dacă spune nu, e opțiunea lui, dar important să fie în cazul. Iar pentru ca legea să se modifice, din cei care au votat da sau nu, 50% presupun să fi votat da. Iar legea a doua zi s-a schimbat, de-aia legea nu are un număr în număritor oficial, da? Pentru că ea devine, o să aibă un număr în momentul când este validat de noi. Noi suntem acum mici președinți. Da? Și putem valida multă. Anunțurile trebuie să luate vineri, cele care sunt în referendum și sunt puse afișate vineri pe persoane ca voi, sau pot să rămână inclusiv să mărte și cu mine. În spațiile special amenajate de primărie, în afișajele, pot rămâne, mereu au rămas acelea. Nu știu, nu știu dacă care... Dacă casa scării, la bloc, dacă pune un anunț, poate, vedeți, la un moment dat, că lucrurile sunt destul de, așa, ciudat privite de către autorități. Această inițiativă cetățenească, acest referendum, este unic în istoria modernă a poporului român. Ei nu au, instituțiile statului nu au experiență să trateze acest subiect. Și atunci fac și greșeli. Păi în clipa în care legea referendumului spune foarte clar că eu am o inițiativă cetățenească și vreau să o fac publică, să afle tot poporul. Și legea referendumului îmi dă voie să mă exprim public, pro sau contra, prin orice mijloc. Prin orice mijloc public. Da? Ei, în clipa asta, eu nu mă asemăn cu un partid politic. Că dacă un partid politic își pune un afiș și el și-l asumă ca și partid și îi zice, dom'le, nu ai voie cu 24 de ore înainte să mai fie acolo, spre exemplu, sau 48 de ore, nu contează. El ca și partid poate să le aducă, știe că e a lui, dar eu ca inițiativă civică, când vreau să promovez ceea ce am făcut, dom'le, eu am multitudine de variante, o grămadă de cetățeni poate să scoate din internet vreau să votez sau vreau să nu votez, un material publicitar și l-au pus undeva pe stradă. Da? Ce fac? Care l-au pus? Cine? E un cetățean, oarecare. Pentru că nu e asumat de un partid sau de nu știu ce culoare. Să zici, dom'le, trebuie să retrag și afișul. Dar de unde știu eu cine l-a pus? L-a pus cineva care vrea să fie pro sau contra. Nu cred. Eu, așa interpretez eu, ca și formare fiind și jurist, legea referendumului, care asta spune că pot să mă exprim pro sau contra cetățeanul, orice cetățean. Exact. Legea referendumului n-ar trebui să intre sau să fie asimilat cu legea 208/2005 privind alegerea Senatului.
timp și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente. Iar noi referendumul ar trebui, pe referendum, ținut cont doar de legea 3/2000 și spune articolul 30 aliniatul 2. În campania pentru referendum, partidele politice și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin meeting-uri, prin adunări publice și prin mijloace de informare în masă. Ele pot rămâne. Pot rămâne, sunt puse de cetățeni, este, așa s-au exprimat liber ei, vis-a-vis de această inițiativă cetățenilor. Pot rămâne. Ele nu sunt în apropierea unei secții de votare, dacă sunt în scara blocului. Și chiar dacă cineva a pus un afiș undeva și în apropiere este o secție de votare pentru a nu influența, în mod normal, jandarmii sau poliția locală care au grijă de secția respectivă de votare, ei se asigură că o anumită rază nu mai există materiale informative și îi iau. Nu trebuie să umple un cetățean, nu stai să văd, poate altcineva a fi pus un afiș undeva să facem o anchetă personală. Dacă sunteți viitor, să mai reveniți, vă rugăm frumos. Sincer, am preferat să revenim la altă temă. Dar face o mare... Eu, de exemplu, cu o carte a referendumului, am putut să gust așa... din ceea ce înseamnă lume. Eu vă spun sincer, eu trăiesc în biserică, sunt scriitor, dar sunt scriitor ortodox. Scriu numai despre lucruri legate de credință. Și acum a trebuit, de-aia m-am și apelat la această carte, care o am de 2 ani în bibliotecă și n-am putut să o citesc până acum. Acum a fost nevoie de informația asta, pentru că n-ai doar public din biserică. Dar pe mine mă interesează Biserica Hristos. Cu ocazia asta, am trebuit să ies un pic în spațiu din afara bisericii, să zic așa. Și acolo, dacă aș ieși, mă iertați-mi de diavol. Și acolo, dacă aș ieși, și când am ieșit, să vorbesc tot despre Hristos și Biserică. Asta mă interesează pe mine. Acum, ocupându-mă cu lucrurile astea, parcă am căzut într-o haznă. Și am simțit iadul, cum spunea domnul care a plecat. Da, m-am simțit în iad. Că trebuie să... că un om trebuie să se ocupe cu asemenea lucruri. Un om al Bisericii. Da, dar dacă e o formă a răului, și nu o confrunți, poți să te rogi un miliard de ani, poți să postești, poți să faci ce vrei. Că problema Hristos este cel care spune, asemenea copilului din poveste, regele e gol. Spune așa, dar foarte frumos. Zice, orice regim totalitar îți dă voie să spui toate adevărurile în afară de unul singur. Ăla care e cu referire la totalitarismul regimului. În rest poți să spui orice adevăr. Numai unul nu ai voie să-ți spui. Ăla, că regele e gol. Știți povestea cu regele, nu? Care umbla gol și toată lumea aplauda că ce frumoase sunt hainele. Sunt genial. Că așa spunese regele. Și dacă cineva îl practicea, îi lua gâtul. Și un copil a spus, dar de fapt e gol. Ei, acolo e mărturisirea creștină. Că spunea domnul care a plecat că să avem în traiște, probabil se referea la viața noastră duhovnicească. Este foarte greu să discuți despre lucrurile astea aberante, nenorocite, ideologii care n-ar trebui să existe, da? Să discuți fără spovedanie, fără împărtășanie, fără liturghie, da? Nu poți! Simți că îți crapă capul, simți că sufletul ți se întunecă, pentru că duhul acest, sau duhurile, cuiva preocupat de toate formele de sfârâu, nu poate să fie decât un rând. Așa judec eu ca și creștin, așa simt. Și am ocupat de problema asta, nu? Deci, acum, care e problema? Toți cei pe care îi cinstim ca martiri în închisorile comuniste, să știți că toți care au fost intelectuali au luat poziție față de bolșevism înainte de instaurarea puterii comuniste în România și de-aia au și fost arestați. Arestați pentru articole care le-au scris. Vedeți că vine virus, vine comunismul și peste noi. Toți care au luptat pe frontul ăla și așa mai departe. Știți povestea, că nu pot să detaliez acum foarte mult. Deci, e normal, e firesc ca oamenii bisericii să aibă o poziție, să aibă o vedere clară asupra formelor pe care răul le ia și prin care se apropie de noi.
Asta ține de trezbie duhovnicească, în primul rând. Nu de bibliografie. Fără trezbie duhovnicească, nu înțelegi nimic din cartea asta, din esența ei, de exemplu. Care e de natură duhovnicească, spirituală. Până la urmă, asta e miza profundă. Dacă ce ne arată referendumul ăsta? Ce ne arată orice conflict și ăsta de astăzi? Dacă ești treaz cu sufletul și fiind treaz și pricep lucrurile dintr-o privire, adică identifici Duhul, identifici esența fenomenului și te poziționezi ca un adevărat creștin, ca un luptător. În primul rând spui despre ce este vorba și îți asumi această poziție care mai devreme sau mai târziu va fi penalizată. Că așa se întoarce așa e rău. Nu lasă niciun bine nedețin, niciun adevăr nemaltratat. Da? Și se vede, v-am zis, din atitudine, din felul în care se discută acum. Se văd binele și rău. Când a fost pe TVR, nu e, ala de a fost. Astea, să zicem, discuția despre referendum. Și au fost puse două videoclipuri. Unul al CPF-ului și unul al celor care boicotează. Păi într-unul erau un bărbat, o femeie și un copil și spunea, veniți la referendum, s-a apărat și această răspare. Da? Care a fost și aici. Și celălalt, cu o femeie masculinizată, cu bici, da? Eu... Da, da. Și cu niște copii acolo tremurând, îmbrăcați ceva care seamănă călugăriță, așa. Cu Dragnea transformat în Stalin, tablou acolo, ca în epoca de aur, cu cei care se opun în referendumului aș pe ruguri acolo. Și am spus-o într-o intervenție anterioară la televiziune. Păi, tocmai ăștia care ziceau că icoana îi terifiază, le jignește, îi deranjează icoana și sunetul de clopot și religia în școli, ăștia vin cu acest scenariu apocaliptic. Da? Iau niște copii și îi pun acolo să joace într-o filmare cu ruguri și cu oameni ași pe rug, sunt oripilați de icoană. Și de cuvântul păcat. Știți, că au fost oripilați. Păi, păcatul va traumatiza. Rugăciunea de păcat traumatizează copilul. Da? Dar rugurile și așa, nu traumatizează. Asta este foarte frumos. Deci eu cred că toate sunt la vedere. Miza nu este unde-i binele și unde-i rău, se vede clar. Ci dacă cei care sunt de partea binelui vor fi până la sfârșit. Pentru că vor fi intimidări, va fi o presiune crescândă ca să ne temem. Dacă începem să ne temem, deja dictatura și-a intrat de plin în drept. Când alții vă fericit, dacă pot și eu să spun lucruri, când ne-ați trezit și eu Duhul, mă bucur tare mult că particip la aceasta. Ceea ce vreau să vă spun că eu, ca preot, în perioada aceasta de pregătire a referendumului, am mers și eu prin parohie, am avut oameni bolnavi din părtășit, am avut... Și bineînțeles că m-am întâlnit, sunt oameni că poleacă cu soarele astea, pe rădătoarea, că mai stăteau și ce se spune, unul și-a spus, măi, stăteau și plecam moștile acolo la soarele. Și mi-am întrebat ce faceți, ce o să faceți? Ia ce stare pe rezul, cum am discuția cu credincioși, ei nu le am. Noi am îndemnat pe credincioși în fiecare, la fiecare slujbă. Pentru că nu aveam cum să nu fim alături de o inițiativă cetățenească, care este atâta de perească și vedeți dumneavoastră că nu puteam să fim împotrivă, Doamne, ferește. Ceea ce vreau să vă spun e că noi ca preoți, poate ar trebui invitați, am ascultat astăzi, aud de această doamnă din Germania, Gabriele Cubic, care a scris o carte de câți ani aveți dumneavoastră? Eu am 2 ani. 2 ani? Mai vechi. Eu mi-aduc aminte că a fost cu această doamnă, a fost de la ziarul Lumina, de la Patriarhie, a luat un interviu acestei doamne. La Conferinţa Familia. Sau dacă nu cumva în lumea, oricum într-o revistă ortodoxă a fost un interviu și chiar titlul articolului Sintesc, fiți atenți că sintesc copiii voștri. Copiii, viitorul, cine e important. Dar uitați că noi, între noi ca preoți de multe ori,
Nu avem, de exemplu, posibilitatea chiar să vină, de exemplu, din mediile universitare. Avem atâtea facultăți teologice. Și, de exemplu, poate la proședință, la protoierie, ar fi fost bine de fapt. Să ne citiți ceva, uitați, și așa nu mai avem timp să citim. De exemplu, cred că marea majoritate la oameni care n-au putut să vină, au fost la biserică, dar sunt oameni obosiți din serviciu. Toată biserica mi-a promis că o să vină la această întâlnire și mă gândeam că cred că nu mai am invitații. Dar veniți și dacă stăm și în picioare. Și n-au putut veni, că sunt convins că mulți n-au reușit, au servicii care extenuează, au copii, au familie, au lucrăți. Și nu s-a putut, probabil, să vină cu majoritate. Dar noi suntem, vom fi mesagerilor, când ne vom întâlni cu dâns și cu vecinii noștri, cu ăștia, și le vom spune lucrurile astea extraordinare care le aduc dumneavoastră. Ce vreau să vă spun e că, într-adevăr, e nevoie de acest lucru. Dar tot televiziunea Trinitate. Era acest, mereu am recomandat cartea aceea scrisă de domnul Faconski despre Facebook, fabrica de narcisism. Păi problemele acestea ale politicii corecte, ale problemele acestea sunt, mai ales pe Facebook, pe internet, pe rețelele de socializare, cel mai bine se lucrează la modificarea mentalității noastre și la stilul nostru. Și totuși se face cu acordul nostru. Și ce vreau să vă spun e că reușesc să facă lucrul acesta și să ne fure inima, gândirea, judecata, ne modifică, chiar se spune că această inițiativă îmbrăjdește, dimpotrivă, ne unifică pe noi, ne adună împreună, chiar și cu cei care au altă părere, putem discuta. Și vă spuneam că am fost în parohie și, într-adevăr, foarte mulți oameni, chiar de vârsta mea și mai mari, au fost intoxicați de această campanie, dar totuși, slavă Domnului, când ne-am întâlnit, stând de vorbă, toți au spus că vin mare părere. Toți au spus că vor veni. Pentru că și-au dat seama. Eu sunt preot în oraș de 30 de ani aici așa aproape. Și întotdeauna oamenii au ascultat. Niciodată s-a dovedit că nu i-am îndemnat într-o direcție greșită, Doamne ferește. Și niciodată biserica, ca și, să zicem așa, mama noastră spirituală nu poate să ne trimită într-o direcție greșită. Deși, acum vă spun drept, câteodată, parcă mi-e frică să ierta pe din cruceul. Și Doamne ferește să avem frică. Așa? Zic că nu vezi, imediat parcă ești pus la zid doar pentru că poți să faină asta. Trece pe lângă tine un tânăr care stă mereu pe Facebook, cum se spune, el trece pe lângă tine ca pe lângă cioară. Parcă ești un om chiar din Evropie. Și așa mai departe, părinți. Deci nu e un moment crucial, zic eu, și cred că vă mulțumesc din suflet că mi-a dat. N-am să dorm ce să citesc cartea asta. Că nu-i problema, o să treacă referendum. Dar problemele astea, discuțiile acestea, lupta aceasta de idei și de a încerca de a ne păstra credința și a fugi de concepte făcute în laboratoare sau nu știu unde, făcute la subteran. Nu știu unde sunt făcute asemenea idei, că ajung să spună, cineva că tatăl meu nu e bărbat, tatăl meu este femeie. Doamne ferește! Sau să întâmplă ideea despre felul cum, în mod natural, numai noi ca oameni apărem lucrul. Și doar animalele știu foarte bine ce să problema aceasta. Deci, zic eu așa că tare dă slavă Dumnezeu că ne-am văzut și că am putut să discutăm împreună lucruri atât de importante pentru ca să ne adunăm cu toții și să zicem așa, da. Nu, pe
avem aceeași